Astăzi la ora de cripto voi face analize analiză pe Bitcoin, Ethereum și pe Cardano. Vedem un nou început de săptămână pe roșu. Bitcoin este la 33.700 de dolari, Ethereum la 2.200 de dolari, Ripple la 65 de cenți, ADA la 1.41 dolar. Se merge prima dată pe Bitcoin, sunt pe time frame de o oră și Bitcoin s-a tranzacționat în interiorul acestui canal, da? între suport și rezistență și în momentul acesta a ieșit pe la 35.200 de dolari. Cum a închis sub pe o oră, cum prețul s-a dus și mai jos. Mișcările de weekend, deoarece am văzut Bitcoin a urcat destul de mult în acest weekend cu câteva mii de dolari, mișcările de weekend nu prea sunt concludente, deoarece aproape tot timpul lunia se corectează prețul când încep brokeri în alte țări, când încep oamenii mari să tranzacționeze lunia, de aceea ei nu tranzacționează în weekend, de aceea în weekend nu prea avem volum și mișcările nu prea sunt corelate, deoarece lunea s-ar putea să scădem la prețurile dinainte de weekend, ceea ce s-a și întâmplat. Și cum am ieșit din acest tipar, cum ne-am dus în jos. Și primul target din acest tipar a fost aici în jurul valorii de 34.300 de, de dolari. Ne-am dus, ne -am dus în jos, am retestat un pic acest uh, suport, care este acum rezistență, și acum mergem și mai jos. Și targetul final din acest uh, din, acea, din această ieșire din tipar ar fi undeva pe aici, pe la 32.800 de dolari, targetul final. Uh, și pe 4 ore, părea că i-am ieșit din acest tipar, uh, ar fi fost foarte, foarte bullish să ieșim din acest tipar, dar vedem aici câteva închidere pe 4 ore peste, iar apoi prețul are testat această linie galbenă și iar acum se tranzacționează în interiorul acestui uh, tipar din nou. Dacă acest suport nu ține de 32.900 de dolari Bitcoin, în următoarele zile s-ar putea să retesteze din nou această linie galbenă, care este suportul major la 29-30.000 de dolari, dacă se va întâmpla acest lucru. Uh, să mai mergem pe oră. Pe oră mai vedem o divergență bearish, da? RSI-ul scade, dar prețul crește. Este o divergență bearish și ne semnalează că prețul se va corecta sau se va consolida un pic. Ceea ce se și întâmplă, prețul scade. Dacă punem și Fibonacci, să vedem unde este 0,15 Fibonacci, punem pe oră, da, okay. De la cel mai jos prag până la cel mai înalt. Care este aici, cel mai înalt prag? Linia de 0,5 este foarte importantă, deoarece ați auzit foarte mult de corecțiile sănătoase. Okay, această corecție sănătoasă este ok până la anumit prag, până pe 0,5. Acest 0,5 pe Fibonacci, Fibonacci, este ultimul nivel de suport. Dacă Bitcoin scade sub 0,5 pe Fibonacci, pe ce timeframe folosim noi Fibonacci, prețul nu mai este deja într-un uptrend, nu mai este într-o uh, creștere continuă. Da? Am văzut aici, cum am urcat peste 0,5, cum prețul s-a dus în sus. Deci am scăzut sub, ne-am dus aici pe 0.5, am stat câteva zile aici, ne-am dus sus. Prețul a scăzut din nou exact, exact până pe 0.5, care este la 32.800 de dolari. Acest suport foarte important. Deci s-ar putea să scădem exact până pe 0.5 pe Fibonacci, care este în jurul valorii de 32.800 de dolari. Și aici se va da bătălia pe Bitcoin pe o oră, la 32.800 de dolari. Dacă reușim, reușește Bitcoin să țină acest suport, foarte bine, atunci prețul s-ar putea să urce din nou. Dacă Bitcoin reușește să închidă sub 32.800 de dolari pe o oră, prețul cel mai probabil va merge și mai jos și vom merge din nou până la 29.000, poate 30.000 de dolari. Vedem ce se va întâmpla. Acesta este suportul pe care trebuie să-l vedem, 32.800 de dolari. Ok, mergem pe Ethereum. Ba nu, să mai mergem o dată pe zi. Iar pe time ul de zi, să deschid și Ribbon, vedem că Bitcoin încă se tranzacționează sub EMA Ribbon. Cum încercăm să mergem în EMA Ribbon? Cum primim reject? Să închid liniile să vedem mai bine. Cum intrăm în EMA Ribbon? Cum primim reject? Cum intrăm reject? Cum intrăm reject, da? Este o tranzacționare foarte, foarte lentă, între 33 și 30 de mii de dolari. Dar, la un moment dat, Bitcoin se va decide să iasă de aici, din zona asta, de 30.000-40.000 de dolari. Și când va ieși, va fi o mișcare mare de preț, ori în sus, ori în jos. Vom da? vedea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, deoarece cred că o mișcare mare este pe care să se, se întâmple, ce vedem și volumul este foarte mic, nu avem volum foarte mare de câteva săptămâni încoace de tranzacționare și am avut volum foarte mare doar în momentele de panică, în momentele de suport foarte important, de 29 30000 de dolari. Aici, da, vedem că am la verde, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mergem pe Ethereum. Ethereum formează un falling wedge. Acesta este nivelul de rezistență și acesta este suportul. Să închid volumul. Este un falling wedge, este un tipar și dacă Ethereum închide sub această linie galben sub suport, prețul s-ar putea corecta primul target ar fi acesta de 2000 de dolari, iar al doilea target ar fi pe aici, pe la 1800 de dolari, iar ultimul ar fi pe la 1700 de dolari, dacă iasă din acest tipar. Dacă închide sub, 2000, sub 2200 de dolari, pe la 2170-80 de dolari, dacă închide pe 4 ore sub, atunci prețul s-ar putea corecta până la aceste nivele. Să merge și pe candela de zi. Da? Vedeți cât de important este acest uh, EMA ribbon. Cum intrăm în el, cum primim reject, prețul s-ar putea corecta de aici. Dacă Ethereum închide așa candela de zi este uh, foarte berish pe termen scurt, dar cea de aici s-ar mai putea corecta încă un pic Ethereum. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Iar pe oră suntem sub EMA ribbon, este destul de berish pe termen foarte, foarte scurt, adică în următoarele ore. Și am văzut și o divergență bearish și pe Ethereum. Prețul crește, dar pe RSI scade. Uh, îmi place să utilizez aceste divergențe, deoarece sunt foarte, foarte faine de tranzacționat, deoarece se arată și când este topul pe o oră și când este cel mai jos prag pe o oră. Mergem pe Cardano. Cardano stă foarte bine, formează ca și Ethereum acest falling wedge. Și din nou, dacă cardanul iasă din acest falling wedge, primul target ar fi de 1.29, al doilea ar fi de 1.20 și ultimul target ar fi în jurul valorii de 1$ pe aici, 1.04, 1.05, dacă cardanul va ieși din acest falling wedge. O închidere sub 1.36, 37 de dolari și cu volum destul de mare ar putea duce cardanul la aceste nivele. Sau, dacă prețul iasă de aici, cardanul va merge și mai sus și primul target ar fi acesta de 1.58 dacă reușește să meargă sus din acest falling wedge. Aș vrea să vă mai încă un lucru foarte interesant. Este vorba despre ave care formează un tipar bullish. Să desenez mai frumos un pic. Și anume, formează un cap care este un tipar bullish. O cupă pe românește, iar chiar acum s-ar putea să formeze acel handle. Să vă arăt aici că poate să vede mai bine. Cap pe handle. Este un tip bulj, da? Vedem un cap, un handle și după aceea trebuie să spargem nivelul de rezistență de la handle, iar mai apoi prețul va merge în sus. Rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla pe AVE și prețul de aici s-ar putea să meargă un pic în jos, iar la un moment dat să rupă rezistența asta și de aici prețul să meargă mult în sus pe Ave. Și vedem acele lucru și pe Ave, o divergență bearish aici. RSI-ul scade, prețul crește și mai probabil Ave se va corecta un pic în, în interiorul acestui handle. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest video și dacă v-a plăcut acest tip de conținut, vă rog să-mi dați un like, deoarece mă ajută foarte mult. Pe data viitoare!